discuțiilor articolul 48 alineatul 2, articolul 68 alineatul 1 din legea numărul 215 pe 2009 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare discuții. Convoacă Consiliul Local Berzunț în ședință ordinară pentru data de 30/05/2018, ora 13, la sediul Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Hamdoc Costică. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare, modernizare și extindere în vederea realizării de grupuri sanitare și centrală termică la școala gimnazială numărul 2 Dragomir, comuna Berzunț și diverse. E o ședință mai scurtă așa, fiind operativ, mai aveți și treabă. Nu mai zic că mai am și treabă. Mai aveți și treabă. Domnul președinte, vă rog, puneți la urmă. Stimatul domnul președinte, vreau să fiți de acord cu dumneavoastră. Da. Abțineți undeva? Vă mulțumesc. Da. Se convoacă cu Consiliul Local pentru... Nu mai trece la primul punct. Primul punct a vorbit. Așa, privind validarea mandatului Consiliului în cadrul Consiliului Local, al Comunei Berzunț, județul Bacău, al domnului Hamdoc Costică. Consiliul Local al Comunei Berzunț, județul Bacău, primit în ședința ordinară de 30/05/2018 din vedere dispozițiile articolului 133 din legea numărul 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale pentru modificare legii administrației publice locale numărul 25/2001, precum și pentru modificarea și completarea legii 393/2004 privind statutul aleșilor locali. Adresa numărul 679/16/05/2018, Alianța Liberală și Democrație Filială Județul Bacău. Hotărârea Consiliului Local Berzunț din numărul 24/25/2018, prin care s-a constatat vacantarea unui post de consilier local. Raportul Comisiei de Validare 2412 din 29/5/2018, raportul de realizare a Comisiei de Validare numărul 2436/30/2018. În conformitate cu dispoziția 3.31, alineatul 3 al articolului 32, articolul 45, articolul 115, articolul 1 litera B și articolul 117, litera A, din legea 2015/2001, din administrația publică locală, hotărăște. Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Berzunț, județul Bacău, domnul Hamdoc Costică, declarat sub iarta legilor locale din 05/06/2017 pe lista Alianței Liberale și Democrate și era județul Bacău. Și nu e greșeală. Nu, pe 5 a fost. 2016 au fost alegerile, de data alegerilor. Pe lista... Da, e trecut 2017. Da, au fost alegeri, de data la data s-a alegerilor. Da. Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Berzunț, din acolo, domnul Hamdoc Costică, declarat sub iarta 5/06 pe lista Alianței Liberale și Democrate și era județul Bacău. Da. Prezența hotărârii poate fi atacată de cei interesați la instanță de comisia administrativă în termen de 5 zile de la adoptarea sau în cazul celor absenți de la ședință și de la comunicare. Articolul 3, prezintă hotărârile se comunică cu numărul și dacă sunteți pentru validarea domnului Hamdoc Costică, țineți pentru, vă mulțumesc, abțineri, se dau împotrivă, vă mulțumesc. Deci, ce local Berzunț, județ Bacău, în conformitate cu prevederile articolul 34, alineatul 1 din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare după depun în fața Consiliului Local următoarele jurământul după jurământ, jur să respect Constituția și legile țării și să fac bună credință tot ce îmi stă în putințele și în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Berzunț. Vă mulțumesc! Așa se mi-a plăcut dumneavoastră. Deci, la al doilea punct, dacă îmi dați voie să intervină, pentru că durează mai mult, așa cum am făcut-o de fiecare dată, pentru încheierea contractului de investiții la școala gimnazială numărul 2 din Dragomir, de fiecare dată trebuie să aprobați acei coeficienți în Consiliul Local. Despre asta este vorba. În urma licitației, noi v-am prezentat în ședința trecută valorile cu care s-au câștigat. Acum trebuie să supunem la vot dacă sunteți de acord cu acele valori, dacă vreți să le reamintim. Valoarea investiției de bază este 837.524,37 lei, la care se adaugă TVA. Așa, și valoarea totală a investiției este de 1.049.469,00 lei cu TVA. În urma licitației s-a ajuns la suma de 837.524,37 la care se adaugă TVA. Ajungem la suma respectivă și dacă sunteți de acord cu aceste coeficienți. Urmează, în viitor, urmează de următoarea ședință, la fel să aprobăm coeficiențe și pentru școala gimnazială Alexandru Cervund de aici din centru. Pentru că încă se lucrează la proiect, valorile, licitația s-a finalizat, s-a câștigat, se lucrează la proiect și la documentația pentru obținerea vizurilor de la ISU. Deci noi, când timpul cel mai scurt, o să primim și avizul, să eliberăm autorizația ca la Dragomir să apuci, urmând să se întâmple aceleași chestii și la școala din centru. La diverse, dacă sunt probleme. Domnul profesor și următorul pregătește. Vom rezolva, e o problemă care aici la Sfântul nu se nici cunoaște. Urmează face că legea găsește suma aceea care găsește și nu se duce când nu se duce cum mai aici. Nu se duce 50 de ani acolo să iei cum mai aici. De la Miruță, la deal de acolo, la Ionica Lupintea pe acolo, poate aceea pe acolo, pe care mai sunt, nu iei cum mai aici. Deci la noi, la Roșu. Nu, deci la ei. Se zicea că vine la 2 săptămâni acum aici. Vine omul ce-a plătire, ne-a căpite și mă ocupi vă două. Eu scoie la plătie, dar eu le aduc cu schinoare până la divară, la șosea. Ținem contul ăsta acum cu temperaturile care sunt foarte ridicate și gunoaiele care se adună peste 1 săptămână, să sta 2 săptămâni în... Păi da. Nu cred că este... Nu-i ceva normal. Deci ce ridicate săptămână de săptămână... Ce se întâmplă? acolo, la Liuț, la Orice, ceea ce mai există, într-adevăr, era când Culiță Balan, o să aveți cu copii, de sectoare, deci zone greu accesibile. Și Culiță Balan s-a certat cu Liuță Plintea și nu se mai ducea acolo. Din momentul că acum a rămas pe toată comuna Culiță, ăsta văzat, și am avut discuții cu reprezentantul de la Rompes, el acționează pe toate ulițe și colectează culorile. Deci, probabil cu întârziere a intrat în... Cum ăsta aici de 5 ani, să vei cu sacul cum mai iau de copii? Nu, noi am notat, eu vă promit că iau legătura cu cei de la Rompes, inclusiv la Roșu, Pitea și o să le transmit. A fost un caz asemănător pe la uliță, pe la Bucur, pe la Petra și acolo se ridică. Noi, printre altele, când se sezăm la acele chestii, eu chiar vă mulțumesc că a spus. Știm ce avem de vădulare. După ședință, o să iau legătura cu ăștia și anunțăm ce vă spune. Dar diverse, dacă mai este cineva. Aici vreau să mai remarc că noi, la nivel de comună, suntem deficitari. Am trimis și adresă la ADIS și la Rompres. Cu bielii astea din tablă, puțin raportat la numărul de... Dar nu sunt, domnul Bici, cu bielii astea. Omul îl pune în sac și el venea cu sacul în spate până la jos. De un colo, n-are cum să fie cu sacul în spate. Nu, poate asta e o scăpare a lor. Niște oameni bătrâni, știi. Eu am să-l sun pe Ticuțu și zic despre ce vorbim. Am mai fost discuții pe ulița la Pintea, tocmai capăt la Unămir Pintea, tot așa, era o casă izolată și o neglija. Și acum merg în fiecare zi, au stabilit că la 2 săptămâni să ajungă... E mult la 2 săptămâni, că se fac joc la 2 săptămâni. Nu e vorba de cături, nu de casă, era vorba de persoană. De persoană și el a zis, domnule, nu preocupează dacă nu mă e, la 2 săptămâni să veniți la mine. Mai sunt de aici, de la Trante Geneva, la Deama, mai sunt case pe acolo. Știu, da, Talița, toți. Da, nu, acum nu știu cum ar fi scăpat la o Ticuță, dar el, să spun, se preocupă, că mai ales au rămas sigur pe toată lumea. Da, este să vedem lumii care scoate după, trece. Da, nu mai sunt situații, că s-au scăpat cu somnul. Da, la oamenii ce văd. Și mai sunt și situații când, în loc să scoată noi menajeri, scoate promilguși, scoate moluzi, cărămizi, beton. Da. Oricum, acum ăștia știu despre ce e vorba și nu, gunoi, ăla nu-i gunoi. Îl lasă acolo, îl lasă la poartă. Dar mai supărător când îl pune în container. Vorba de gunoi, nu e vorba de cumornești, ei nu mai fac și cărămizi și moluzi, pentru că e exact așa. Și nu-ți fac și piesă, să fie. Altă problemă. Exact mai sunt probleme. La diverse vă dau cum ar trebui cineva, nu am luat o problemă. Mai e cineva la diverse vă ați dat probleme cu liștia? Vreau să... Vreau să venit colegul, vreau să venit colegul. Consiliul... Începutul este... emotiv. Dar eu știu că eu mă acum ca un tip inventiv. Ce a făcut până acum cunoaște ca un cetățean onest, un cetățean corect și eu sunt convins că ne vom întări din venirea lui în cadrul Consiliului Local. Deci, bun venit, domnul acolo. Și următoarea problemă, știu că se asfaltează drumul ăsta județean, la sfârșit, am înțeles că vor să se facă demersuri. Și nu știu dacă, unde vreau să ajung. Cred că ar fi bine acolo, la școală, la Buda, să facă o alee din asfalt până la intrare, acolo, o alee betonată, un pic. S-a făcut acolo, sau... În planul nostru... Da, există asta. Reabilitarea problemelor care le-a făcut. O să încercăm să betonăm alea de deal până jos. Să o compactăm cu piatră, să o betonăm, să facem ceva de durată și atunci vom face și pentru ceva care, da, bine ar fi, pentru că la insistențele noastre, ăștia deja au făcut măsurători, au făcut ridicări, tot acolo, și promisiunea este că în luna lui iulie se intre la asfaltare. Bine ar fi să facă drumul ca să nu ne mai cerim altceva. Mă gândeam că dacă se intre la asfaltare, probabil că au sătoane și bitoane multe către școală. Dar nu cred. Asta trebuia să se ocupăm personal și trebuie să o facem, pentru că acolo sunt probleme cu mocinul acolo. Important e că să-i convingem un pic și pe oamenii de acolo să nu dea drumul la animale, să deja să-i veni și acolo sau în fața școlii. În momentul când se face aleia, găsim o metodă să nu mai treacă aleii. Nu balustradă, ci găsim metode de alea. Da, dacă mai sunt ceva probleme la regresie? Dar vă mulțumesc. Acolo, la roșu, s-o adună niște balast, domnul și nu știe. Dacă nu, s-ar putea întinde acolo și de acolo de la asfalt până la Nea Traian, nu e plus deloc balansul, dar cred că s-ar putea și acolo plus că e noroi, e urât, vine, chiar a dus cineva niște morbile, nu trebuie să o care, și nu am, în prima oară. Când plouă, e urât. Și la accesul pe urmă, la mașina de pompieri, mă gândesc cel mai mult. Au fost probleme și... Și la urmă, mai vedeți unde e bărbat. Da, așa e. Noi am dus de astăzi la urmă, dar nu este suficient pentru toată porțiunea care a lucrat. Și am zis că mai ducem de câteva mașini, dar să nu mutăm bolul pentru o mașină, pentru două mașini. Am dus cantitatea necesară pentru porțiunea de drum de balaspoară. Și la urmă, și cred că poate să dăm la viitoare. Acum am mai interesat niște grupurile de balas, după alea de 80. Mă ducem și acolo și terminăm. Până unde am lărgit. Da, e bine, foarte bine. Dacă e acolo și nu da o ieșată, e pot mai duce o bărbația și nu e lărgeți până la deală. Dar să am acolo... Dar trebuie să ne vedem cu bunul, că acolo pe la Etorică, că la mie acolo e drumul, de avea ca pe și drumul pe urmă. Da. Nu dai drept forțat toți după aia. Păi da, dar să treci cu toate acolo, eu... De la aia, nu mă rog. Aici am aștept bine că la lungul aia, când coboară mă băietește în Chira. Tot mereu se care pentru geara asta care era ei. Și evident, nu poate ieși cu mașina. Drumul cel mai strâng. Mă ori la credință. Unde? Acolo cu lucrul. La lungul aia. Îmi pare că o scoboară destul de tine. Zice că nu... Eu dacă i-am pus pe asta, plouă, leapă, nu mai poți să ies afară. Mă trebuie să nu mai ies afară. Nu ești aici, se doare la poliție. Dar noi coboară cu ștaie și cu bordul. Poate vom vrea autostradă. Nu am coborât în caca cu material, eu nu am dat mașina de când o ascult să spune pe ăla, o să mai mulți de-a să mă uiți din ce acolo. Balasul nu mai este. Dar nu mai este pe acolo, dacă se balastează pe acolo, nu mai văd nici un picior mai mult. Rapidă, orice pui. Da, da. Când plouă, plouă, ce vezi cu asta? Nu mai plouă alea, nu. Nu mai e asta. Experiența este, pentru că s-a pus primuriți la șocat, la așa, și acum lumea deja le-am pus și nu le-am pus în moceră. Sunt pietri. Deja sunt pietri de piatră, le-am pus o loc. Și am venit cu mine, mă duc în piatră. Până am pus la noi, le-am pus piatră. Acum spunem noi și luăm piatră, luăm piatră. Nu este o problemă. Bine să ne întâlnim dacă ați spus. Da, asta se ia la parcă, e mai bine. Să facem ca pe tot. Să fie noi să arătăm noi pe grâpa aia aici. Dacă e atunci, e la să ne ia pe părău pe loc. Am venit cu frână din acolo și am tomat că nu trage și tot. Deja, jos la părică, e srapul din jumătate de loc. Da, de aceea e direct cu eu. Da, tu ești mai mult. Nu, nu, nu o fădă, deci faci o să nu e la diversitate care este cineva. Da. Atunci, declarăm ședința închisă și vă mulțumesc.